Stau într-o zi designerii de la Samsung, scuipă-mi pod ca de obicei, când colo se trezește unul, spun eu, băi, imaginați-vă, un telefon care să nu arate ca o jucărie, care să nu imite metalul și, într-adevăr, să arate premium. Tot s-a uitat așa și a spus, băi, cum? Cum? Ia că acum, Samsung Galaxy Alpha. Uite că a venit timpul să o vedem și pe asta, un telefon de la Samsung pe care găsești metal. Nu că ar fi ceva wow și nemai văzut până acum, dar chiar și cei mai slabi producători din China au înțeles că metalul prinde bine la public. Samsung poate înțeles asta de mult, dar nu era gata pentru acest pas. Până a primit device-ul, nu eram super nerăbdător să-l văd. Totuși, după ce l-am luat în mână, am rămas plăcut surprins. Scopul acestui model este comoditatea și plăcerea în utilizarea. Asta e toată povestea despre el. Carcasa de bază este una dintr-un aluminiu șlefuit, foarte asemănătoare cu cea de pe iPhone 5 și 5S, doar că la capete este îngroșată. Asta înseamnă că de fiecare dată când iai telefonul, ții în mână metal, ceea ce face o diferență extrem de mare pentru feeling. Butoanele sunt la fel din metal și nu scârție nici măcar un pic. La comoditate contribuie dimensiunile. Telefoane bune cu diagonala de numai 4,7 inch nu prea mai avem pe piață. Pentru că nu este chiar în întregime din aluminiu, Galaxy Alpha este și foarte ușor, doar 115 grame. Pe spate, Samsung a lăsat plastic, doar că este unul cu mult mai plăcut decât pe alte modele de la Samsung. Are așa o senzație, parcă e radieră. În afară de înfățișare, nu prea multe lucruri îl separă de Galaxy S5. Avem același sensor de amprente pe care trebuie să-ți rup degetele până îl deblochezi, același sensor de măsurare a pulsului împreună cu aplicația S-Health. În general, aici găsim practic exact același TouchWiz de pe S5 cu o grămadă de funcții pentru tot și pentru nimic, acestea rulând pe baza lui Android 4.4.4. Eu totuși am încercat să evit pe unde am putut interfața de la Samsung, așa că totul lucrează fără frânări. Performanțele la fel le-am moștenit de la S5, două procesoare câte 4 nuclee, 2 GB de RAM și 32 de spațiu de stocare fără card microSD. Super rapid, super agil în jocuri, iar la testele de benchmark în genere surpriză, în fața oricărui flagman de la moment. Deși, cine știe, poate este iar vreo încercare de Samsung-ului de a păcăli testele de benchmark. Din păcate, Alpha nu a moștenit totul de la S5. Spre exemplu, optica este alta. Deja avem 12 megapixeli cu un sensor din anii trecuți, care dezamăgește. Pozele ies neclare și chiar pixelate uneori. În schimb, poate filma 4K, cam fără folos dacă calitatea este la fel ca la poză. Apropo de imagine, display-ul este la fel un minus. Nu este Full HD, doar 720p. Nu mă înțelegeți greșit. De departe arată frumos, este un display OLED, ce are culori vibrante, unghiuri de vizualizare bune și dacă până acum nu v-ați folosit de un ecran Full HD sau mai bun, nu o să observați diferența. Dar totuși, când auzi de un smartphone de top, te aștepți să aibă un display ceva mai detalizat, mai ales că acum în genere a început goana după display-uri Quad HD. Totuși, astfel de display nu mănâncă foarte mult din baterie, mai ales că aici este una micuță de 1860 de mAh, dar care îți servește timp de o zi fără probleme. Să nu uităm că avem și funcția de PS5 Ultra Power Saving Mode, care, dacă serios, este cea mai eficientă din toate pe care le-am încercat pe diferite sisteme. În situații de criză, te ajută să reziști cu 10% timp de jumate de zi. Verdictul pentru Samsung Galaxy Alpha e unul neașteptat pentru mine. Telefon mic, extrem de comod, asamblat calitativ și plăcut la atingere. Care din cuvintele astea până acum nu se prea asociau cu Samsung? Ei, cam aproape toate. Unicul minus, din păcate, este prețul pentru această bucățică de metal, care este mai mare decât pentru tot metalul de pe un HTC One M8 sau alt telefon din fier. Și asta cu o cameră slăbuță și un display 720p. Totuși, dacă aș lăsa prețul la o parte, chiar este un telefon comod de utilizat. Îmi place că nu este atât de mare ca tot ce avem pe piață la moment, dar nici foarte mic. Asamblarea și calitatea sunt la cel mai înalt nivel, plus are specificații impunătoare. Dacă aceasta este noua filozofie de design a lui Samsung, atunci abia așteptăm noile device-uri în întregime din aluminiu și la fel de bine asamblate. Doar că poate ceva mai ieftine. Acesta a fost episodul de astăzi. Noi vă mulțumim pentru atenție. Fiți siguri că ați apăsat acolo subscribe pentru noi episoade. Nu uitați să dați like paginii noastre de Facebook, dar și la video, iar în comentarii aștept părerea despre acest nou design al lui Samsung. Cum a fost, Vicu? Toate bune!
microSD. Dari segi optiknya pula, ia menggunakan, ia dilengkapi dengan kamera sebesar 13 megapiksel dengan flash. Dan kerana ia sebuah peranti note, ia juga dilengkapi dengan sebuah stylus. Bateri ialah 3200 mAh. Dan jika saya boleh mulakan ulasan ini dengan sedikit sebanyak tentang rupa fizikal peranti ini, pada bahagian kanan terdapat butang kuasa, pada bahagian kiri terdapat butang suara, pada bahagian bawah terdapat dock untuk pengecas, dan jika anda boleh lihat, peranti ini seperti Galaxy Round dilengkapi dengan slot untuk USB 3.0. Bahagian bawah juga terdapat speaker mono dan juga dock untuk meletakkan stylus. Pada bahagian atas terdapat headphone jack, dan juga jika anda lihat benda hitam bahagian kanan ini, ia ialah sebuah IR blaster yang membolehkan Samsung Galaxy Note berfungsi sebagai sebuah pertunam. Ini adalah antara muka Samsung Galaxy Note 3. Ia mungkin anda biasa lihat kerana ianya masih lagi menggunakan TouchWiz. Tapi perbezaan pada Samsung Galaxy Note 3 ialah jika anda melakukan tetalan pada bahagian bawah ke atas seperti ini, ia akan membuka sebuah option yang dipanggil My Magazine. My Magazine ini, jika anda mungkin pernah lihat sebelum ini, ianya akan-akan yang ada pada Blink Fit HTC One. Dan perbezaan di sini hanyalah jika anda melakukan tetalan ke kiri ke kanan atau ke kanan ke kiri, anda boleh memilih sama ingin memaparkan berita, memaparkan benda-benda personal seperti kalender event anda, satu lagi social di mana anda boleh memaparkan status terkini daripada teman-teman anda daripada Facebook ataupun Twitter. Dan ianya seakan-akan Blink Fit dan juga Flipboard, maafkan saya. Jika anda melihat pada bahagian kanan ini, terdapat option di mana daripada sini anda boleh melakukan panggilan telefon, mengambil gambar, menghantar SMS, melakukan carian Google Now dan sebagainya. Anda hanya perlu menekan butang home sekali untuk kembali kepada antarmuka biasa. Sebuah lagi fungsi baru yang ada pada Note 3 ialah, selain daripada My Magazine tadi, ialah kemampuan untuk menggunakan peranti ini dengan hanya sebelah tangan. Jika anda melakukan tatalan seperti ini, ia akan melakukan pensaizan semula skrin anda bagi memudahkan penggunaan. Anda boleh juga merubah saiz one handed ini dengan menggerakkan jari anda pada skrin seperti ini. Jika anda mahu kembali semula kepada skrin besar, anda perlu menekan ikon bahagian atas sebelah kiri seperti ini. Dan Samsung nampaknya benar-benar memikirkan tentang user, penggunaan pengguna untuk peranti ini, di mana anda bukan sahaja boleh meletakkan one-handed mode pada bahagian kiri, tetapi jika anda mahukan pada bahagian kanan, anda juga boleh melakukannya dengan melakukan aksi pada belah kanan seperti ini. Sebekara lagi, benda baru yang ada pada Note 3 ialah fungsi dipanggil Air Command. Dengan Air Command, anda boleh melakukan aksi seperti Action Memo, Scrap Booker, Screen Write, S Finder dan juga Pen Window. Jika saya boleh demo untuk Action Memo, dengan Action Memo anda boleh mengambil, anda boleh buat note, melancarkan aplikasi note yang kecil seperti ini, lebih kepada seperti fungsi post-it. Selain itu, terdapat option dipanggil Pen Window. Dengan Pen Window, jika anda melakukan lakaran 4 segi seperti ini, anda boleh melancarkan dipanggil aplikasi mini. Aplikasi mini ini, jika anda ingat, dia juga terdapat pada peranti Sony. Cuma cara melancarkan aplikasi ini, nampaknya Samsung merasakan dengan membuat lakaran 4 segi ianya lebih mudah bagi mereka. Kita boleh lihat terdapat option untuk melancarkan aplikasi seperti calculator. Kita lancarkan sebuah lagi aplikasi. Jam sebagai contohnya. Dan apabila mini app ini dilancarkan, bahagian belakang masih lagi boleh ditatal dan tidak mengganggu, dan ianya boleh dikecilkan atau dibesarkan mengikut kehendak anda. Fungsi-fungsi baru juga boleh dilihat pada kamera.
yang mana buat pertama kalinya ia menyokong surround shot. Surround shot ialah seperti geosphere yang ada pada Nexus 4. Anda boleh mengambil gambar dalam bentuk bulatan. Di samping itu terdapat juga option yang diberi nama GOF, di mana boleh mengambil pelbagai gambar untuk menganalisa pukulan GOF anda. Animated photo pula ialah fungsi di mana anda boleh melakukan animated GIF, dan dia juga masih lagi mempunyai semua preset-preset yang anda mungkin pernah lihat pada Samsung Galaxy Note 3, iaitu seperti Best Photo, Beauty Face, Action Shot dan juga Eraser. Baik, sekian sahaja.